Ora de Cultură cu Maria Bulat Saharneanu. Fără steag de cultură, poporul e o gloată, nu o oaste. Nicolae Iorga. Bun găsit, dragi radioascultători! Astăzi, în prima parte a emisiunii Ora de Cultură, propun atenției dumneavoastră o relatare de la conferința de presă susținută de realizatorii și susținătorii proiectului Centenarul Filmului Românesc în Republica Moldova, care a avut loc în data de 2 noiembrie curent la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici din Chișinău și în cadrul căreia a fost anunțată o nouă etapă a acestui proiect, iar în partea a doua a emisiunii avem rara ocazie să ascultăm în premieră absolută câteva lucrări muzicale interpretate de Matei Ioachimescu, flautist român de renume, care în această seară de 4 noiembrie susține un concert cameral alături de orchestra de cameră din Elblad, Polonia. Flautistul Matei Ioachimescu este unul din cei mai rafinați muzicieni ai generației sale. Tehnica sonoră uimitoare, combinată cu o pasiune muzicală debordantă, îl recomandă ca solist și membru al mai multor formații camerale pe scenele importante din țară și din lume. Matei Ioachimescu a prezentat programe de mare succes în Europa și Asia, iar instrumentul pe care cântă este un flaut de aur al producătorului japonez Muramatsu. Vă doresc audiție plăcută! Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău. Noutăți, evenimente, activități. Centenarul Filmului Românesc în Republica Moldova, 24 noiembrie 2018. Sursa icre.ro. Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, în colaborare cu Asociația Artist din Iași, Asociația Mia Chișinău, Filarmonica Națională Serghei Lunchevici și Primăria orașului Nispureni, organizează o nouă etapă din cadrul proiectului Centenarul Filmului Românesc în Republica Moldova. Seria de evenimente a fost deschisă cu o conferință de presă dedicată finalului de proiect în Republica Moldova, cu cele 15 localități marcate pe harta centenarului. Conferința a avut loc în incinta Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, în prezența actriței Ioana Pavelescu și a consultantului cinematografic Ileana Popovici. Invitatele speciale au participat și la cele două proiecții de la Casa Națională Nisporeni și de la cinematograful Odeon din Chișinău. Programul evenimentelor centenarului filmului românesc în Republica Moldova s-a desfășurat în felul următor. 2 noiembrie, conferința de presă la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici din Chișinău. 3 noiembrie, proiecția filmului Amintiri din copilărie în regia Elizabetei Bostan la Casa Națională Nisporeni și 4 noiembrie, proiecția filmului Osânda în regia lui Sergiu Nicolaescu la cinematograful Odeon din Chișinău.
relatare de la conferința de presă susținută de realizatorii proiectului Centenarul Filmului Românesc în Republica Moldova, care a avut loc în data de 2 noiembrie curent la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici din Chișinău. Vreau să vă mulțumesc că sunteți aici. Ne-am adunat în legătură cu încheierea a unei etape care ține de centenarul filmului românesc, un proiect comun care se desfășoară pe ambele maluri ale Prutului, un proiect care s-a născut la o cafea pe aceeași lungime de undă între mine și Andrei Giurgea de la Iași, dintr-un entuziasm și pentru că, de fapt, pe noi pe ambii ne interesează foarte mult filmul, am vrut să facem ceva pentru film și pentru spectator în primul rând și această idee a noastră s-a pliat foarte bine pe centenarul filmului românesc. Ne-a inspirat să venim cu 100 de filme într-o 100 de localități și în România și în Republica Moldova. Noi aici în Republica Moldova, pentru prima oară am ieșit în afara Chișinăului cu proiecții. Pentru că Chișinăul în ultimii ani, mai mult sau mai puțin, este răsfățat cu filme românești, dacă pot să zic răsfățat, dar totuși avem niște festivaluri, avem niște evenimente, suntem conectați cumva la ceea ce se întâmplă în cinematografia românească, pe când în afara Chișinăului, vreau să vă spun, lucrurile, și nu mă tem de acest cuvânt, sunt dramatice, pentru că știți și voi că nu există cinematografe, iar generația tânără, de fapt, nu are experiența marelui ecran. Deci asta personal pe mine m-a impresionat cel mai mult. S-ar părea că e o realitate pe care o știm și totuși atunci când vezi niște tineri care vin la o sală de cultură sau o bibliotecă sau unde am găsit și noi niște spații și copiii ăștia de 16-18 ani spun că pentru prima oară au avut această experiență, e trist. Dar, de fapt, pentru mine personal, asta a fost cea mai mare satisfacție. Pentru că e greu să aduni public în provincie, oamenii au pierdut această tradiție de a merge la film și eu cred că cu acest proiect, eu sper foarte mult că noi o vom renaște. Noi am fost în 15 localități, prioritar în nordul și centrul Republicii. Sperăm că la anul viitor să acoperim și alte localități, să mai mergem și spre sud, pentru că, de fapt, oamenii așteaptă asemenea evenimente. Avem și niște surprize pentru noastră, mai spre final, pentru că avem niște oaspeți foarte deosebiți astăzi. Eu vreau să-i mulțumesc Institutului Cultural Român de la Chișinău, care ne-a ajutat să implementăm acest proiect și care, de fapt, organizează aceste oaze culturale aici în Republica Moldova, nu numai pe domeniul cinematografiei, dar în general. Este prezent domnul Cătălin Bordeianu, director adjunct al ICR Chișinău Mihai Eminescu și am să rog pentru că dumnealui a fost cu noi în această caravană. Am fost împreună, am călătorit prin Republică să ne spună și dumnealui cum s-a simțit. Dacă vreți o mărturisire sinceră și în afara sferei diplomatice pe care o reprezint, aș începe cu acest gând, care nu e al meu, e al lui Rabindranath Tagore și care spune: Doamne, mai rânduit între învinși, nu mi este dat nici să înving, nici să ies din luptă. De ce? Tocmai pentru că bunele noastre intenții de a reaminti și de a aduce spectacolul de cinema, cinemaul ca factor de educație, cinemaul ca realitate în penumbră, în mijlocul confruntării digitale contemporane, nu ne face decât să admitem că totul începe cu această cunoaștere și, spre surprinderea mea, încă în orele de dirigenție, nu se predă niciodată o introducere în cinematografie, măcar de curiozitate, măcar de bun simț. Ei bine, am încercat întâi să facem un lucru de bun simț și am adus filme care, în contextul contemporan, occidental și universal, au impus nume românești, au impus valori ale acestei elite care face parte din contemporaneitate și care are valoare
pentru că această valoare îi este recunoscută. Mai mult, am adus filme care problematizează, care pun de la masca umorului la masca tristă gama de sentimente și de interpretări pe care artele scenice ni le oferă. Toate acestea nu au făcut decât să sublinieze necesitatea, nevoia, dragostea și jertfa față de arta spectacolului. Într-o bună tradiție a teatrului și cinematografiei românești, am adus în față tinerii, cei care ne dau speranță, dar și certitudine în același timp. Pandantul efortului nostru a ținut de lucrurile imprevizibile, de necunoaștere, de aroganța de a întreba ce mai e și chestia asta, ca să am în limbaj niște termeni mai puțin academici. Ei bine, chestia asta este o treabă care devine un factor de educație și care trebuie să rămână în acest minunat spectru al destinului, dacă vreți, și academic, al multora dintre cei prezenți în public. Îmi mărturisea într-un interviu în urmă cu mai mulți ani Mircea Diaconu cum a devenit actor, cum acest crez a intrat în capul unui copil de 7-8 ani, care ducându-se la chemarea difuzorului comunal să vadă un film la Căminul Cultural, cei de acolo și-au dat seama că sala e prea mică și atunci au proiectat filmul pe peretele școlii. În acel moment, trenul care o ducea înspre eternitate pe eroina binecunoscută a intrat în curtea părinților lui. Și sentimentul a fost atât de puternic încât a simțit că niciun efort mental, fizic, nu îl va îndepărta vreodată de film. Vedeți, aceste experiențe la nivelul macro și la nivelul micro pot fi generatoare de destine. Niciodată arta nu a aparținut în masă maselor. Arta a aparținut elitelor, a fost cultivată ca atare și vă reamintesc celebra sintagma lui Verdi, care, având una dintre piese fluierată la scena deschisă, e întrebat de către reporteri cu aplombul necesar: maestre, probabil că o să vă dați, nu spunem demisia, că o să vă lăsați descris. La care răspunsul a fost simplu, direct. Și acesta este și răspunsul nostru, al efortului pe care l-am făcut. Nu publicul mă educă pe mine, eu educ publicul. Deci am considerat că, făcând toate acestea, reușim cu bună știință să împărtășim cele bune și să tragem învățăminte din cele rele. Așa cum dacă am privit pictura murală din nordul Bucovinei și am vedea în toată splendoarea lupta dintre bine și rău, tot așa, în contemporaneitate, pentru cei care sunt la vârsta marilor decizii, efortul nostru nu ar fi în zadar. Spun acest lucru pentru că noi nu avem două limbi române, nu avem două culturi române, nu avem două civilizații române. Noi nu suntem așa cum sunt germanii, care n-au fost niciodată despărțiți. Noi nu suntem așa cum au fost vietnamezii sau coreenii. Noi suntem noi înșine, cei care vegheați de propriul popor, aceste 10 milioane care se mișcă ca un perpetuum mobile în jurul arcului carpatic și care asigură nu numai speranța, dar și devenirea acestei comunități. Mă feresc să dau alte definiții, dar pentru sufletul dumneavoastră vă aduc aminte gândul lui Alecu Rousseau, exilat la mănăstirea Soveja, care spunea că în fiecare român e o Românie. Dacă e adevărat, s-o păstrăm. Da, filmul aduce simțirea românească acasă și vreau să
Îl rog pe Andrei Giurgea, care ne-a ajutat foarte mult în acest proiect, pentru că ar fi fost imposibil dacă o făceam numai de aici, pentru că asta presupune foarte multe resurse, deci filmele costă, nu există echipamente în afara, în aceste case de cultură imense care s-au păstrat, dar infrastructura este zero. Și atunci trebuie să mergem cu echipamentele noastre, deci s-ar părea că e simplu, dar până la urmă nu e atât de simplu. Andrei ne-a ajutat și ne-a adus filme aici și plus a făcut ce a făcut pe partea cealaltă de prut. Sărut mâna, bună ziua, mă bucur tare mult că sunteți alături de noi. Vreau să încep cu mulțumiri, pentru că așa este frumos și așa este normal. Vreau să vă spun că dacă noi anul trecut nu am fi venit în Republica Moldova, în Basarabia, mai bine spus așa cum îi place doamna Ileana Popovici să spună și așa cum o spune și noi, am venit în Basarabia, într-o fugă ne-am întâlnit cu Valentina și cu Igor și vreau să vă spun că această idee aici s-a născut și gândindu-ne ce să facem pe partea de film în cadrul acestui centenar, Valentina a spus ce ar fi să facem 100 de filme, 100 de orașe și 100 de localități. Așa este frumos să adresăm mulțumiri pentru că vreau să vă spun, fără efortul tuturor, fără efortul de aici, pe plan local, dar și pe partea cealaltă de prut, nu am fi ajuns astăzi aici. Vreau să vă felicit pentru că ați adus public. Din statisticile pe care le-am văzut, au fost aproximativ 3.000 de spectatori în cele 15 orașe și localități de aici, din Republica Moldova, care au văzut filme românești. Noi ne-am bucurat tare mult că am putut să le aducem în fața publicului și poate, așa cum spuneai și tu, Valentin, au fost persoane care au văzut pentru prima dată un film pe un ecran mare de cinema. Sau aproximativ. Așadar, vreau să mulțumesc tare mult Valentine pentru că a fost și este cu siguranță sufletul acestui proiect. Să-i mulțumim frumos și lui Igor. Vreau să mulțumesc ICR Chișinău. Mulțumim tare mult pentru sprijin și pentru implicare. Deplasarea noastră, pentru că trebuia totul să fie așa într-un cerc. Că nu știm ce va fi la anul, dar noi credem că va fi, pentru că mai avem filme românești și vrem să le aducem aici în Republica Moldova. Deplasarea noastră și tot ceea ce se întâmplă astăzi aici nu s-ar fi putut realiza fără ajutorul Catena pentru Artă și Fildas Art. Vreau să mulțumesc și primăria orașului Nisporeni, pentru că mâine vom fi acolo cu un film extraordinar, un film pe care orice persoană, sunt convins că l-a văzut măcar o dată. Dacă nu, mâine este ocazie unică la Nisporeni, dar despre asta povestim imediat. Mulțumim frumos și gazdei noastre, Filarmonica Națională Serghei Lunchevici, doamnei director Svetlana Bivol și domnișoarei Agnesa Rusu, vice-director aici la Filarmonică. Le mulțumim tare mult și așa este frumos. Noi suntem în spate, noi lucrăm, noi nu prea ieșim în față. În cadrul acestui proiect, din păcate sau spun sau din fericire, eu trebuie să ies în față și să-i reprezint pe colegii mei, dar noi suntem tineri care am terminat fie jurnalist, fie litere, fie limbi străine și ne place să aducem un strop de speranță pentru cultură. Și trebuie să le mulțumesc în mod public colegilor mei, pentru că fără de ei acest proiect, vreau să vă spun că în România am ajuns cu proiectul la jumătate, sunt peste 50 de evenimente pe care le-am organizat, mai avem câteva și sunt convins că le vom duce la bun sfârșit. Așadar, mulțumesc tare mult Corinei, îi mulțumesc lui Gabriel, Biancăi, Laviniei, lui Andrei Luca, lui Ioanidis Dimitrie, care e prezent aici, Crina Durughean, Radmilei Popovici, pentru că face parte din echipă, aș putea spune că ne-a ajutat. Sunt și colegi care nu sunt aici, din păcate, pentru că lucrează pentru celelalte orașe, Silvia Nistor, Bogdan Pitaru, Diana Mihai și Amalia Manea. Le-am mulțumit pentru că așa este frumos. Noi ne bucurăm că am venit acasă, acesta este mesajul nostru, ne bucurăm că ați primit filmele românești așa cum ele trebuie primite și apreciate și vreau să vă spun că cel mai frumos sentiment este că după ce are loc o vizionare de film, sunt persoane care au lacrimi în ochi. Asta s-a întâmplat ieri, de exemplu, la Târgu Neamț, când am dat Triunghiul Morții, un film în regia lui Sergiu Nicolaescu. Au fost tineri care au plâns. Sunt tineri care învață și află care și cine sunt cineaștii noștri adevărați. Și mă bucur că, iată, acest proiect s-a desfășurat și aici, în Basarabia, pentru că, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, avem lucruri de valoare cu care trebuie să ne mândrim și să știm să le apreciem. Și vă mai spun un singur lucru. Toată lumea spune că asta am grijă ce spun, dar eu știu ceea ce am, un crez al meu. Să ne apreciem adevăratele valori atâta timp cât sunt lângă noi și le putem spune mulțumesc frumos pentru ce au făcut. Cred că e o lecție pe care trebuie să învățăm cu toții. Încă o dată, mii de mulțumiri Asociației MIA, reprezentată aici de Valentina, și pentru că toți suntem la mulțumire.
mulțumiri. E un moment surpriză pe care l-am pregătit. Vreau să vă spun că fiecare partener implicat în cadrul acestui proiect primește o distinție și pentru că trebuie să o facem în mod public, vreau să acordăm o distinție oficială a centenarului filmului românesc pentru Asociația Oștească Mia, prin care noi, echipa aceasta, recunoaștem spiritul centenarului filmului românesc sărbătorit în an aniversar. Dragă Valentina, mulțumim frumos că ai fost alături de noi și facem multe proiecte în continuare, sunt convins de acest lucru și vom găsi toate resursele și spunem doar atât, împreună trăim centenarul Marii Uniri și prin film. Această distinție aparține și îți mulțumim tare mult pentru tot ceea ce s-a întâmplat aici în Republica Moldova. Mulțumesc foarte mult! Mersi, e o surpriză pentru mine. Mersi mult! Eu vreau să vă prezint în continuare pe doamna Ileana Popovici. Ne-a fost și la deschiderea centenarului. Atunci când ne-am adunat aici mai mult, inclusiv și doamna Irina Margareta Nistor, da, care este, ne-a ajutat să facem selecția filmelor, pentru că, de fapt, mi-am dat seama că cinematografia românească e mult mai mult decât foarte, știm. E foarte, foarte largă. Și da, și o selecție nu e atât de simplu să o faci, pentru că ținem cont și de public la un moment dat. Doamna Ileana Popovici s-a filmat în filmul considerat cel mai bun film românesc din toate timpurile, Reconstituirea. Dumneia a fost actrița principală în acest film și doamna Ileana Popovici revine acasă pentru că e originară de aici, din Basarabia, din sudul Basarabiei și am înțeles că anul, acum, de asta dată, o să ajungeți totuși. Da, mergem repede la Baimacria, mergem la Baimacria. Așteaptă toată lumea acolo. Bine v-am găsit, eu am mai fost la Chișinău și mă bucur mult să fiu din nou la Chișinău, pentru că, de fapt, sunt acasă. Iubesc foarte mult aceste locuri, părinții mei sunt și tata și mama sunt originali din Basarabia sau România de dincolo de Prut, cum ar fi normal să spunem. Și am venit aici, eu nu am, vă prezint de data asta, am fost data trecută cu Reconstituirea și o să mai venim poate și cu alte filme în care joc, dar acum am venit în calitate de colaborator al acestui grup extraordinar de tineri. Eu m-am alăturat lor cu ocazia unei vizite care am avut-o la Iași la Festivalul Filmului Românesc acum câțiva ani, când s-a făcut prima dată premiera filmului Reconstituirea, care acum în 1968 a fost filmat, nu a avut niciodată premieră și ei s-au gândit la Iași să ne facă premieră și ne-au găsit pe cei care mai suntem, din păcate am mai rămas puțin, și ne-au făcut o premieră extraordinară la Iași. Când i-am văzut așa de tineri și de inimoși și de serioși și de iubitori de film și tot, i-am spus, uite, eu mă ofer voluntară oricând aveți nevoie și dacă pot să vă ajut. Și bineînțeles că m-am alăturat lor și am încercat să le fiu cât mai aproape și să-i ajut cu ce pot, mă rog, în sfârșit. Dar am spus, în Basarabia, orice ar fi, trebuie să vin și eu. Și atunci m-am gândit cum să-i sprijin. M-am gândit că sunt foarte mulți actori care, a căror părinți sunt basarabeni, care poate că ar avea plăcerea și bucuria să vină cu filmele lor în Basarabia. M-am întâlnit odată cu prietena mea foarte bună, Ioana Pavelescu, și tot povestind de părinți și așa și de Basarabia, zice, măi, dacă vreau și eu să fac ceva pentru Basarabia, tu te duci tot timpul acolo, vreau și eu, că și mama e de la Nisporeni și vreau să, dacă vrei să faci într-adevăr ceva, vino cu filmele tale să te convingă, să te vadă lumea, să te cunoască și să... Și bineînțeles că s-a agitat, a făcut posibil ca o parte din sponsor să vină și pentru că este foarte cunoscută în România și am ales de comun acord un film foarte frumos unde, la care vă invităm să veniți duminică după amiază, filmul Osânda, în regia lui Sergiu Nicolaescu, un film excepțional. Și bineînțeles că pornind de la originile noastre, mama doamnei Ioana Pavelescu este o foarte cunoscută actriță în România, Corina Constantinescu, născută la Nisporeni. Și mai departe o să o las pe Ioana să vă povestească despre familia ei, despre originile ei și despre faptul că vine prima dată la casa părinților. Și așa cum am plâns eu și am avut emoții, o las și pe ea să se manifeste, ca să vedeți ce înseamnă o întoarcere într-adevăr în familie. Hai! Da, este, da, e foarte greu, să am emoții foarte mari și sunt pentru prima oară în Basarabia.
Aș vrea să-l parafrazez pe domnul președinte, să spun că în inima fiecărui român este o Basarabie. Așa ar trebui. Doamne, nu știu de unde să încep. Astăzi, când am coborât din avion cu Ileana așa de mână, realizând că ajung aici, acasă, pe pământ unde s-a născut mama, mi s-a părut teatral, că tot, noi eram ultimile, era să rămânem în aeroportul din București, după aia era să rămânem să nu luăm avionul, după aia eram ultimile în avion, așa cum eram ultimile să ne urcăm în autobuz și tot autobuzul așa se uitea la mine, că i-am spus Ileana, eu când ajung o să sărut pământul. Și Ileana, și am spus asta și Ileana mi-a făcut un semn și atunci măcar am pus mâna jos și am sărutat așa pământul Basarabie. Da, nu știu ce să vă spun. Mama, au plecat în 40 familia mea, bunica și bunicul meu. Bunicul meu era inspector financiar, bunica mea era casnică și își creștea 3 copii. Mama era cea mai mare, Corina Constantinescu, care s-a născut la Nisporenii de Jos. Am și poze de acolo. Mătușa mea, Steliana Constantinescu, s-a născut la Chișinău și unchiul meu, Mihai Constantinescu, tot la Chișinău. Un mare violonist al României a devenit după aceea, da. Mihai Constantinescu. Da. Când avea 11 ani la liceu de muzică din Chișinău, mama a învățat la Regina Maria și mătușa mea la fel. Când avea 11 ani, a venit David Oistrach la liceu de muzică să mai asculte copii. Erau foarte mulți băgați așa în față, mă rog... La Chișinău. La Chișinău, la liceu de muzică. Și erau, mă rog, el fiind David Oistrach, fiind rus, băgau mai mulți copii care erau ruși, erau basarabeni și pe Mihai nu l-au adus la Oistrach și Oistrach trecând așa pe coridor l-aude pe Mihai exersând la vioară și se oprește și spune: eu vreau să-l ascult pe copilul ăsta, pe băiat, cine e? L-a cunoscut pe Mihai atunci, asta e o poveste extraordinar de frumoasă, parcă e un film. L-a cunoscut atunci pe Mihai, a spus: Mihaiță, nu vrei să vii la Moscova să faci o mare carieră? Și el a zis: nu, eu vreau să rămân aici, să fac o carieră mai mică la Chișinău. Au trecut ani, în 1940, când nu avea 13 ani, familia noastră nu era pe listă, se terminaseră ultimele liste și nu erau pe listă. Și atunci, pentru că era deja o celebritate, așa avea 13 ani, acum tot Chișinăul lista cunoștea, lista ca să românilor să plece în regat. Și atunci tata mare al meu l-a luat de mână, împreună cu profesorul de muzică, care tot sprijinea pe Mihai, să-l ducă la, nu știu cum se chema, sovietică, care venise să se ocupa de aceste liste care erau. Și am avut o discuție cam asemănătoare cu Oistrach: nu vrei să rămâi, nu vrei la Moscova? Mihai a spus nu. Și zice: bine, bine, cât sunteți? 5, o să vă trec pe listă. Și unchiul meu se uită la sovietic și spune: pe cuvântul dumneavoastră de soldat al lui Stalin, în ochii lui așa. Avea niște ochi negri și puternici. Și ăsta rămâne cu creamă așa mână: pe cuvântul meu de soldat al lui Stalin. Și a trecut familia Constantinescu, cinci persoane cu creionul chimic și așa au venit în regat, mă rog. Mama de atunci n-a mai venit niciodată. Mă iertați, a murit cu Basarabia în gură. Asta a fost ultimele cuvinte. Și până în 89 a spus cu tot: noi am crescut, vă dați seama cât de mult iubesc acest pământ, nevăzându-l niciodată, numai din povestirile familiei. Și da, mama a spus: eu nu mă duc cu pașaport la mine în țară. Și era odată la vama, acolo stăteam la mare aproape de, mă rog, de vama din 2 mai și a venit tovarășul ăla, mă rog, soldat ce era, ca să completeze acolo. Și eram cu mama, cu unchiul meu și ei erau așa trecuți, URSS, Nisporinii de Jos și Mihai URSS, Chișinău. Și Mihai a completat toate datele și n-a completat URSS. A spus Chișinău. Zice: păi da, nu scrii URSS? Și Mihai se uită la Vame și spune: eu nu scriu, scrie dumneata dacă vrei. La care Vame și-o a tras în jurătură, dar nu scriu și eu, dă-i în măsa. Astea din întâmplările azoase. Dar singurul care s-a întors în Basarabia a fost unchiul meu între 66 și 68, așa ceva. A venit să cânte, era deja violonist cunoscut, Ileana îl știe foarte bine. Și când a ajuns în gară, gara din Chișinău era plină.
Nu se venea cu avionul atunci și când a pus piciorul pe prima treaptă, toți oamenii din gara așa s-au auzit, el e. Știu povestirile când a venit după aia, nu? Erau niște emoții atât de mari, că mai este strada aia, mai este strada unde am stat, strada Schmidt, liceul, toată lumea a întrebat câte ceva din familie. Mama n-a ajuns niciodată, nici mătușa mea n-a mai ajuns, dar în seara aia Mihai avea un repertoriu, Ileana știe calitatea repertoriului, Mihai era Bach, Beethoven, Handel, mă rog, Haydn. În seara aia a cântat Ciprian Porumbescu și a fost la Filarmonica din Chișinău, a fost ceva inimaginabil. Aici am o carte de versuri a mamei, că pe la 13 și 16 ani scrisă și publicată la Chișinău în 1938. Da. Și are o prefață a lui Ana Negrescu, care era directoarea liceului Regina Maria. Unde sunt al nostru e pe acest pământ sau imnul unirii, nu e vorba decât despre Basarabia și visul nostru de unire. Mă gândeam acum cât de nefirești s-au întâmplat, cât de nefirești s-au întâmplat foarte multe lucruri și cât de greu este să revenim la firesc peste atâta timp. Eu cred că e foarte important că noastră sunteți astăzi aici, că o să mergeți acolo unde s-au născut părinții dumneavoastră, la Nisporei, pentru că emoțiile sunt mult mai importante uneori decât multe acțiuni. Și adevărat, dar nu știu ce putem face mai mult. De exemplu, să vă dau un exemplu, m-am dus acum cu Radmila să-mi iau o Coca-Cola. Și am intrat și am cerut o Coca-Cola în limba română și eu am spus, vorbiți românește. Și zice, da, moldovenește. E românește. Mama, când a venit la București și a dat la Facultatea de Teatru, se chema tot așa Academia de Regală de Teatru, a intrat la Marieta Sadova. Mama n-avea impresia, până când s-a dus mama, ne-a spus că cel mai frumos grai românesc e basarabenesc, dar mama n-avea impresia că are accent. Și Marieta Sadova i-a spus, Corina, ai un accent îngrozitor, să scade accent, ai accent. Toată lumea vorbea cu accentul ăsta în casă, bunica mea și... Eu vreau să mă adresez presei să profitați de prezența doamnelor aici. Eu din câte am înțeles, noastră ați venit din state, nu? Să locuiți în state. Dar mai stau, adică am ambele cetățenii, da. Așa că este o ocazie unică de a afla chiar istorii de acest gen. Și evident că vă așteptăm la film. Pe 4 noiembrie, la cinematograful Odeon, va fi o sândă de Sergiu Nicolaescu, în prezența actriței principale din acest film, și la Nisporeni mâine, unde vom fi cu amintiri din copilărie. Și să spunem de ce amintiri din copilărie. Regizată Elisabeta Bolțan, iarăși și mama joacă din pe mama Republica Moldova. Da. Adică lucrurile sunt, nu vreau să le zic încurcate, că nu e cuvântul potrivit, dar lucrurile sunt bine. Iar mama, mulțumesc, când făceam... Erau la Humulești și ea a mers în costum național tot timpul, în costumul care era la și de film și de sculță și era cu Emanuel Petruț și trebuia să vorbească în moldovenește. Și mama o trecea pe basarabenește și venea Petruț și spunea, băi Corina, iar ai trecut, vorbește cu accent moldovenesc, nu cu accent basarabean. Dar mama imediat trecea. Așadar, da, mâine în filmul Amintiri din copilărie, deci, o să revedem pe doamna Corina Constantinescu, mama doamnei Ioana Pavelescu. Ea interpretează acolo rolul mamei lui Nică. Cred că o să fie o experiență inedită și nici nu vreau să-mi imaginez cum va fi acolo, dar sunt convins că toate lucrurile au un numitor comun și iată ce poate face filmul și deja văd aici niște fotografii. Vreau să vă arăt, nu știu, dacă filmează cineva sau fotografiază. Deci suntem în familie cu toții și ne-am întors acasă din nou și ne-am găsit numai prieteni, ne-am făcut de acum prieteni și... Vă rog din tot sufletul, vă spun de fapt cu toată presa, orice lucru de voluntariat, orice, nu artistic, orice, să lipesc afișe, să dau manifeste, să fac orice pentru Basarabia.
orice, nu știu, să vopsesc case, să tai lemne, orice mă chemați. Sunteți pregătite, da? Da, orice. Mulțumim foarte mult și mulțumim foarte mult și presei și vă invităm la film cu camere sau fără, veniți. Dacă aveți întrebări. Voi simți reprezentat și în România. Care este experiența din România? Aici vă pot spune eu exact ceea ce câteva exemple pe care le dădeam puțin mai devreme. Sunt persoane care vin și la finalul filmelor ne întreabă, plâng, și rememorează tinerețea, de ce nu? Și practic aceste filme selectate de Irina Margareta Nistor, de Cristian Mungiu, Bujor Terpeanu, ne ajută și doamna Ileana Popovici, sunt filme care nu se văd oricând, oriunde. Adică nu sunt filme pe care le vedem la televizor. Sunt filme din arhiva cinematografică și lumea vrea să le vadă. Până acum proiectul acolo merge foarte, foarte bine. Sunt și tineri care vin la filme și ne întreabă și sunt curioși să afle detalii despre artiști, despre regizori, despre actori. Și așa cum spuneam și într-o altă întâlnire, facem și cultură cinematografică. Avem nevoie de acest lucru. Știu că și aici, în Basarabia, au început aceste festivaluri să prindă teren și chiar mă bucur de acest lucru. Chiar recent știu că s-a încheiat un festival de film românesc, Zilele Filmului Românesc, și e un lucru foarte, 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 foarte bun. Și chiar în cadrul zilelor s-a dat și filmul Amintiri din copilărie, aici la Chișinău. Lumea reacționează foarte, foarte bine. Și... Nu, dar, de exemplu, am fost la Râmnicu Săra sau nu știu unde am fost, sunt un orășel așa, și dimineața a fost pentru copii. Au venit duminica dimineața la 11 copii și au văzut Veronica. La Sascut. N-am fost în viața mea, am fost acum. Arhiplin, copiii s-au distrat extraordinar. După aceea a fost filmul Neamărit Miliardar, o comedie. Cea mai bună comedie română. Nu se mai face. Foarte greu de făcut o comedie, de fapt. Și cum s-a râs? Și au avut o idee excepțională că au adus mulți bătrâni de la o casă de bătrâni. Cea mai mare bucurie a fost să-i văd pe acești bătrâni râzând. Deci un lucru extraordinar de frumos. Mi s-a părut un lucru... Deci, prin cultură, putem să fim aproape și să facem lucruri extraordinare. Filmul tot timpul a fost mai mult decât film și la nivel de a-l produce, pentru că el la un moment dat atrage în jurul său o mulțime de domenii și vedem că și aici filmul este mai mult decât film. Un proiect legat de film se nasc și alte lucruri frumoase. Institutul Cultural Român în lume. Noutăți, evenimente, activități. Flautistul Matei Ioachimescu concertează alături de orchestra de cameră din Elblag, sursa icre.ro. Duminică 4 noiembrie, publicul polonez este invitat la un concert cameral pe care flautistul român Matei Ioachimescu îl susține alături de orchestra de cameră din Elblag sub bagheta dirijoarei Marta Gardolinska. În data de 4 noiembrie, în sala de concerte din Elblag, se face auzită, printre altele, o compoziție de Bach. Dar nu este vorba despre Johann Sebastian, ci despre fiul său, Carl Philipp Emanuel. Urmașul maestrului german e cunoscut în istoria muzicii, în primul rând, ca clavicenist și compozitor. Spre deosebire de muzica tatălui său, în creația lui domină lucrările laice, pline de finețe și nobilă eleganță. Orchestra și muzicianul român readuc în scenă concertul în re minor pentru flaut și orchestră de coarde, plus clavicin al tânărului Bach. Sonoritățile lui ușoare și vivace se întipăresc în memoria melomanilor cu atât mai mult cu cât impun din partea muzicienilor o sensibilitate deosebită în timpul interpretării acestei lucrări rapide și tehnice. Concertul curge de asemenea sub semnul suitelor, această formă fiind prezentată de lucrările lui Otorino Respighi și Gustav Holst. Evenimentul este întregit de Simfonia pentru coarde numărul 7 în re minor de Felix Mendelssohn. Despre Matei Ioachimescu, celebrul compozitor finlandez Kalevi Aho spunea: cântatul lui a impresionat profund publicul. După fiecare concert, mai mulți spectatori au izbucnit în lacrimi, iar aplauzele au fost neobișnuit de lungi. Matei Ioachimescu face parte dintre cei mai mari flautiști pe care i-am ascultat.
Flautist român de renume, Matei Ioachimescu susține o activitate concertistică impresionantă. Este recunoscut pentru interpretările repertoriului baroc modern, dar și pentru recitaluri crossover. Este absolvent al Universității de Muzică din Viena, oraș unde s-a stabilit, este laureat al mai multor distincții și burse și colaborează cu unii dintre cei mai interesanți muzicieni din Europa, pe scene europene și japoneze. Albumul de debut, Lumier, înregistrat împreună cu pianista Cătălina Butcaro, este considerat de criticii de specialitate un produs de referință pentru cele două instrumente. Pentru activitatea sa intensă și calitatea înaltă a proiectelor susținute, în anul 2013 i-a fost încredințat titlul de ambasador al integrării de către actualul cancelar al Austriei, Sebastian Kurz. Este invitat ca membru al juriului în competiții internaționale și susține workshop-uri în Austria, Japonia, Ungaria, România și Croația. Recital susținut de renumitul flautist român Matei Ioachimescu. Thank you.
Thank you.
Cultură cu Maria Vulat Saharneanu. Fără steag de cultură, poporul e o gloată, nu o oaste. Nicolae Iorga.